După ce Ministerul de Finanțe a anunțat că revistele porno ar putea fi accizate, vreau să-l întreb pe invitatul nostru dacă pe Vapor există stocuri din acest punct de vedere. Aveți reviste pentru adulți? Se găsesc. Se găsesc, nu? Accizate sau neaccizate? Sunt la negru sau sunt la alb? Sunt la alb. Asta este foarte bine. La verde. Deci nu o să vă afecteze. Și oricum probabil că nu le cumpărați din România, deci nu o să vă afecteze. Da. Deciziile guvernului care vor să aceste decizii să accizeze diverse obiecte. George, să nu ți accizeze guvernul căștile, că sunt vechi și să da, intre în programul Rabla. Viața se schimbă și atunci e posibil să se întâmple. Da, viața se schimbă într-adevăr și se schimbă, depinde, bine, rău, depinde, nu? În bine. De cele mai multe ori în bine. Nu știu, este o zi atât de specială, suntem la 9.47 de minute. Noastră ați câștigat 17.000 de euro. Eu împlinesc 3 ani de când mă trezesc de dimineață. Monica s-a trezit cu o stare bună, deci o zi specială. Pentru că am făcut aseară 2 ore și un sfert de antrenament. Yes! Lucrul ăsta ți-a afectat și căpuțul? Bineînțeles, cum să nu? Voi fi din ce mai afectată. Trebuie să găsim ceva și lui George. George, vreau să întreb ceva și vreau să-mi răspunzi. O să-ți răspunzi foarte sincer, da. Da? Uite, nu, întrebarea era puțin mai complexă. Vreau să întreb de ce ți aduce aminte o anumită piesă. Depinde de la ce te referi. Ți-am spus că viața se schimbă și unele lucruri... Nu știu, eu te-am întrebat de ce ți aduce aminte melodia asta. De 26 mai, ora 16, chiar ieri am văzut, am în birou o fotografie pe care nu am expus. Păi n-a venit luna mai încă. Dar o am în birou. Este o fotografie cu un minut și jumătate înainte de ora 16, care este practic ora oficială la care a început, să emită Europa FM. Dar nu 15 ani de atunci. Și ascultătorul nostru tot după ora 16 a câștigat. Deci vezi, e o legătură aici. Pe 26 mai în anul 2000 începe Europa FM. Tu ai fost cel care a deschis emisia. Da, da? Primele cuvinte chiar ce... de asta se legau. De faptul că viața se schimbă. Îți aduce aminte ce spunea atunci? Nu, da, sunt convins că o să-mi aduce aminte. Da, fii atent, fii atent ce spuneai, George. Dar să știi că atunci făceai emisiuni mai bune decât acum. Da? Ascultați Europa FM, este ora 16. Din acest moment suntem împreună. Viața s-a schimbat. Și uite ce frumos începe Imagine. Da. De atunci. Ah, ce romantic. Făceați în 2000 pe 26 mai? Unde erați cu Vaporul? Nu erați în mijlocul taifunului. Eram în zona Arabii Saudite. Acolo nu se prindea Europa FM. George, așa. Ce mi-a spus mie o păsărică? Da, cred că era un păsăroi. Dar nu-i nimic, lasă că-l prinde după emisiune. Da. Pe cine? Mă, ce faceți aici? Că nu, aveți deci, niște dialoguri din astea pe care nu le înțeleg cine, deloc. Deci un ascultător a scris pe adresa de mail de partea ta, aron@europafm.ro, că în urmă cu 15 ani, pe data de 6 martie, așa. George Zafiu și începea cariera de DJ de radio. Bă, nu știu dacă pot să-i spun carieră, dar era o nebunie. Yes. A început o nebunie pentru mine. A început ca un hobby și uite că între timp a devenit o meserie. Și o meserie foarte bună pe care o faci foarte bine. Da, înregistrarea de atunci nu aveți. De când? De pe 6 martie 94. George, atunci nu te asculta nimeni. Îmi pare rău să-ți dau vestea asta. Deci n-avem cum să avem înregistrarea, însă mai avem câteva înregistrări de la prima emisie Europa FM. Să vreau să le ascultăm. Să vezi ce emisiuni bune făceai atunci. Poate le mai asculti din când în când. Și domnilor, bună ziua! Astăzi, 26 mai, se lansează primul post de radio național privat din România. Numele meu este George Zafiu și voi fi gazda dumneavoastră pentru următoarele 2 ore. Și pe vremea aia îți foloseai vocea. Ține minte că pe vremea aia îți foloseai vocea. Pentru asta ai putea să primești o penalizare, dar cultura generală s-ar putea să te salveze. E posibil să întâmple și acest lucru. Ce ai trăit în momentele alea pe 26 mai 2000? E greu de explicat și eu că am făcut mai multe greșeli tehnice la lansarea Europa FM. Pentru ca și acum. Îmi tremurau mâinile. Bogdan e foarte drăguț. Deci emoționat puțin? Nu sunt emoționat. Uite-te la ascultătorul nostru. Te enervează Bogdan, nu? Ascultătorul nostru trăiește acum ce trăiai tu atunci, pentru că e prima oară la radio și are aceleași emoții pe care poate le aveai tu atunci. Asta dacă te referi la 6 martie, dacă te referi la 26 mai, erau câțiva ani de experiență. Între timp am realizat că mai mulți din anii pe care am... Suntem peste tot acasă! Mulți-a-ntrăiască! Mulți-a-ntrăiască! Mă, uite ce urât arătam aici! A venit Horia Brenciu! În studioul Europa FM, în acest moment, o adevărată nebunie. Mă simt ca Dan Diaconescu când îi vii miresele. Pare rău, deci... Filețușa. Haideți să închidem ușa. Păi iau pe toți statici.
Horia, vorbește Horia, microfon. În microfon, te rog. Mână. Horia, în microfon, te rog. Am o armă în mână, se aude, fii liniștit. Am o armă în mână. Vreau 18.000 de euro. Hai, n-avem decât 17. Nu mă interesează, vreau să-l bat pe acest om. Uite, uite ce, cu ial, dar fără violență. Deci, mulțumesc frumos, na, gata, bilans pe Zafiu. O static, Zafiu, a scăpat. La mulți ani. Nu e sănătos. Dar bine, lucrul ăsta știam. Dar nici noi nu ne simțim prea bine. Ce se întâmplă la Europa FM? George Zafiu aniversează 15 ani de când a început să vină la radio și o facem fiecare zi. Horia Brenciu, prietenul lui foarte bun, a venit în această dimineață aici. În picioare, stând aici, Zafiu cu tortul în mână, cu niște poze interesante, din care una, împreună cu Furdui și cu mine, în urmă cu 9 ani, uite ce... Eram puțin gras aici. Asta e de la lansare? Voi știți că Brenciu a venit la prima emisiune de... Păi nu vezi că a venit și la ultima? Da. Aoleu, hai mă, Bogdane! No. Ai zice Brenciu că... Așa e el, drăguț. Nu, ai zice că s-au dus toți banii Europa FM cu cei 17.000 de euro. Nu e nicio problemă, mai sunt sănătos. A fost o dimineață superbă. Vreau să spun că astăzi avem meci, meciul nostru. Chiar vreau să te întreb, ce face Gufarul? Îi spargem farul. Țineți cu farul sau cu oțelul? Nu sunt microbist. Nu sunteți microbist? Ce bine! Nicio problemă! Ați putea să țineți cu Rapidul. Da, Rapidul are nevoie de cei 17.000 de euro. Puteți să-i donați Rapidului. Domnul Copos vă așteaptă. De fapt, în spatele domnului se află domnul George Copos, care participă la concursuri. Îmi aduc aminte la începutul Europa FM, atunci când transmiteam meciuri de fotbal de pe stadioane. Eu urlam ca nebun în telefon de fiecare dată. A spus, nu s-a înțeles nimic din ce a spus Brenciu, dar a spus interesant, are o voce muzicală. Asta s-a întâmplat la început. Acum vocile sunt superbe. Da. La ce te referi, dragul meu? Hai să vă spun o bandă tare întâmplată zilele trecute. Era pe la ora 10 și câteva minuțele. Chiar puțin mai devreme, dacă mă gândesc. Chiar mai devreme, dacă te-ai gândit. Tu dormeai. Eu dormeam și mă sună o voce cristalină. Alo? Horia? Era Monica. Da, te-am trezit? Nu! Da, mai trezit, dar oricum trebuia să mă trezesc. Oricum trebuia să mă trezesc. Zice Monica, auzi, vezi că am o problemă. Ce problemă, dragă? Auzi, vezi că mi-a bătut la ușă una Valerica și te așteaptă în gară. În gară la Brașov. Gară la Brașov, Horia. Gară la Brașov, doamnă. Asta se întâmplă dacă... Dar ai... culmea știi care e că Valerica mai venit la mine pe când pe tine nu te-a găsit? Asta este mare. Horia, vreau să te mai rugăm ceva. Dacă poți să faci pentru prietenul tău, George, să ne lase mai facem o surpriză. Pentru că pe 26 mai, când începea Europa FM și când George deja adunase an bun de carieră și era un meseriaș, prima intervenție pe care a făcut-o cu o formație în direct a fost cu trupa Holograf. Cu Holograf era? Nici nu știți ce inimă au cei de la Holograf. Mare, 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 mare de tot dacă reușesc să facă lucruri de genul acesta. Ce-i panica asta? Unde suntem? În Europa, sunteți la Europa FM. Nu știu dacă ați venit cu inelele sau nu la voi. Nu, am venit doar să vă vedem și să vă urăm. Bine ați început. Și să fie într-un ceas bun. Și uite că a fost într-un ceas bun. George a ajuns până pe data de 6 martie 2009. George a ajuns o hologramă, domnul Roger. George, avem pe cineva la telefon. E mama ta. Alo? Asta mai lipsea. Nu, e tatăl tău. Alo? Alo, George? O, Dănuț! S-a trezit Dan. Dan a urlat copii. Asta sigur nu e o înregistrare de... Tu dormi la ora asta? Da, nu, tocmai m-am trezit. Se întâmplă ceva cu telefonul vostru? Se întrerupe sau e vocea mea? Nu, Dănuț, vorbești în somn, pe cuvânt. Numai când vorbiți cu mine se întrerupe telefonul. De ce-mi faceți așa ceva? Pentru că nu ești alături de noi. Dan, dacă vrei să-i transmiți ceva lui George, pentru că el împlinește astăzi 15 ani de când s-a apucat de radio. A, nu-mi spune asta. Nu. Ce mai faci cu televiziune? Mai greșește lumea, să știi. Și acolo? Să te bagi la televiziune? E acolo, George? Sigur, e acolo? Da, este aici și te ascultă. George, te rog, George. Eu n-au ce zice. Eu cred că a zis ceva bine despre mine și mi-a spus că dincolo de nori e inima lui.
În primul rând, simțeți lumina că e prea puternică. E vrea de dimineață. Oricum, George, să știi că apreciază că te-ai trezit pentru el la ora asta, ceea ce e o adevărată performanță. Încă o dată, la mulți ani. 15 ani ați spus? 15 ani, da. Are buletin de radio deja, de anul trecut. Îți mulțumesc foarte mult, dar următorul pas e să mă apuc de cântat la holograf. Da, din păcate. Nu, aș vrea să fii solist, dacă da, se poate. Din păcate nu prea mai avem timp pentru emisiunea asta. Îți mulțumim foarte mult, Dane, că te-ai trezit pentru eu. George. Și eu vă mulțumesc. Și să știi că ai făcut o surpriză. George. La mulți ani, George. Îi mulțumim și lui Horia Brenciu. Îi mulțumim și ascultătorului nostru care a luat 17.000 de euro. Bravo! Ați văzut ce zi important am avut în această dimineață? Nu ni se întâmplă mereu să avem atâtea evenimente într-o singură zi. Credeți-ne, chiar este o zi specială. Să vă bucurați de banii aceștia pe care ați câștigat. Și Monica, văd că tu vrei să închei. Da, apropo de emisiunea de astăzi, vezi ce subiecte interesante am avut astăzi când n-a trebuit neapărat să discutăm ce se întâmplă în țară. Pentru că avem evenimente radio. La mulți ani, George. Ar trebui să vă mulțumesc și eu. La mulți ani. Mulțumesc. Îți plătim drepturi de autor. Da. George Zafiu vine după ora 10 să să-și amintească, da. Să-și amintească de cei 15 ani. Rămâneți cu Europa FM, deșteptarea luni se întoarce.